Așa, bună, dragilor! Acum facem partea a treia, da? Deci am finisat aceste patru rânduri, 1, 2, 3, 4, cu aici avem 4, 8, 9, da? Acum vom face 3 rânduri, da? Cu 10 piciorușe, da? Și în partea aceasta 6, da? Așa, finisăm rândul. Îl încheiem și ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul, așa, da? Și vom lucra din al doilea ochi, ridicăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, și în arcade 2 vom lucra 10, da, 9, 10, da, facem un ochi de lanț și ne întoarcem pe partea cealaltă, exact așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Da? Așa. Piciorușul acesta cum se privește. Da? Uite, așa vom continua și cu aceste două raze, da? Apoi vom ajunge la partea aceasta din față. Și aici, exact așa vom lucra, vom mai adăuga încă un picioruș, da? Deci, aici am lucrat 5, da? 1, 2, 3, 4, 5, acum vom lucra 6, da? Deci, continuăm și ajungem aici și vă arăt și apoi vom continua singuri mai departe. Așa, am ajuns la partea din față, da? Vedeți aici la noi cum s-a format o talie frumos. Așa, și acum continuăm mai departe, da? Am ajuns aici la partea din față, la aceste 6 raze, da? Și exact așa mai adăugăm, da? Stați așa ca să se vadă. Din al doilea ochi începem și lucrăm. 1, 2, 3, 4, da, 4 am lucrat în piciorușe și 2 în arcă, 5 și 6, da? Deja avem 6, un ochi de lanț și ne întoarcem partea cealaltă, 1, 2 și 4 în piciorușe, 3, 4, 5 și 6. Da? Piciorușul îl cuprindem prin spate. Da? Uitați, așa vom lucra rândul acesta și următoarele două, da? Deja vom lucra 3 rânduri. Continuăm rândul acesta și încă 2 rânduri și după revin ce facem mai departe. Continuăm. Am finisat rândul, da? Acum vom mai adăuga, da? Aici vom avea 11 și în partea din față 7, da? Deci ne unim în primul, aici în lănțișor, ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul, da? Aceasta e partea din față, uitați că acum s-a mai mărit, da? Întoarcem lucrul și lucrăm, da? Din al doilea ochi începem și lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, da? Și 11. Uitați așa, da? Și ne întoarcem pe partea cealaltă. 1 ochi de lanț, 2 în arcade, 1 și 2. Și în următoarele piciorușe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11, da? Așa, piciorușul după cum se privește. Da? Și vom continua aceste două raze și apoi revin la partea din față, da? Aici exact vom adăuga câte un rând, da? Deci rândul precedent am lucrat 3. Da, cu 7 piciorușe, 1, 2, 3. Acum vom lucra două rânduri cu, deci cu 6 piciorușe am lucrat, acum vom lucra două rânduri cu 7, da? Continuăm la aceste două și revin în față. Așa, am ajuns la partea din față, da? Exact așa. Începem din al doilea ochi și facem 7 piciorușe, da? 1, 2, 3, 4, 5, da? Și în arcă 2, 6 și 7, 1 ochi de lanț. Și ne întoarcem pe partea cealaltă. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 și 7. Da? Piciorușul acesta după cum se privește, da? Așa, deci vom continua cu rândul acesta și rândul următor. Apoi revin la ultima înmulțire, da? Ultima adăugare. Deci continuăm rândul acesta și rândul următor și după revin. Așa, am finisat și aceste două rânduri, da? Acum vom face ultima sporire, da? Ne-am finisat aici rândul și vom face ultima sporire, da? În spate vom face 12 piciorușe și în partea din față vom face 8 piciorușe, da? Deci, haideți să vă arăt. Aici m-am unit, da? Ridic 3 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi începem și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și în arcă 2 piciorușe, 11 și 12, da? Uitați așa, am lucrat 12 piciorușe. Un ochi de lanț și exact așa lucrăm și partea cealaltă.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Da? Așa vom avea în partea din spate. Da? Piciorușul acesta după cum se privește. Da, așa, deci vom lucra în partea din spate. Și mai lucrăm aceste două raze și în partea din față revin. Așa, am lucrat aceste trei raze din spate. Acum în față, exact așa vom spori și vom avea 8, da? Din al doilea ochi începem și lucrăm. Primul picioruș, în următorul al doilea picioruș, în următorul al treilea, 4, 5, 6, da? Și în arcă 2 avem 7 și 8. Un ochi de lanț și ne întoarcem pe partea cealaltă. 2 în arcade, 2 și 6 în următoarele piciorușe. 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Da? Deci, uite, așa vom continua. Da? În față câte 8, în spate câte 12. Da? Deci, vom continua aceste 6 raze. Aceste 3 raze le vom finisa până la sfârșitul rândului și vom continua cu lungimea. Da, eu voi doriți, puteți să lucrați exact așa până la sfârșit, da? Eu vreau la mijlocul pulpei, da, de sus, partea de sus, să-i fac o desfăcătură, da? Deci, când ajung acolo, vă arăt cum vom proceda, da? Deci, cum vom continua. Dacă nu, atunci lucrați de jur împrejur până la sfârșitul rochiței, da? Și revin... Și eu voi reveni, da? Deci spor să avem și să lucrăm rochița până la sfârșit. Așa, deci am lucrat, da, până vreau să-mi fac despărțitura, da? Vă spun cam câți centimetri am lucrat. Dumneavoastră deja vă orientați, da? După mărimea dumneavoastră. Așa. Deci avem, dați așa, undeva 74 de centimetri, da? Cam undeva așa, ca să fie aproximativ la mijlocul pulpei, da? Deja dumneavoastră vă uitați după mărimea dumneavoastră, da? Așa. Acum, ce voi face, da? Despărțitura nu o voi face în spate sau chiar în mijlocul, da? Da, o voi face pe picior, da? Deci, aceste trei raze sunt la spate, da? Celelalte trei aici, da? Deci eu voi pune undeva până aici, da? Deci voi face despărțitura, uitați, la aceste două raze din față și aceste patru, da? Între două și patru, da? Deci între două și patru. Aici îmi voi pune un marker. Așa, deci îmi pun aici un marker ca să știu până unde trebuie să lucrez, da? Deci, lucrăm partea aceasta din spate, aceste trei raze și aceste două, da? Când ajungem aici, vă arăt ce facem noi mai departe, da? Deci aici se repetă și când ajungem aici, vă arăt ce facem, da?
Continuăm, deci. Deci, cum am spus, am ajuns aici, da? Am lucrat aceste, da? Vedeți, lucrăm prin partea aceasta din, pe dinăuntru, da? Deci am lucrat aceste trei raze, apoi am lucrat aici 1, 2, 3, 4, 5, 4, îmi cer scuze, 1, 2, 3, 4 din față și am ajuns aici unde am pus markerul. Neapărat vă puneți ca să nu vă greșiți, da? Așa, și aici ce facem, da? La acest picioruș. Va trebui să facem, că aici va fi despărțitura, da? Să facem două piciorușe, așa. Deci facem un picioruș, dublu alungit, da? Un ochi de lanț și mai facem exact așa un picioruș aici. Da? Uitați așa, am făcut două piciorușe, da? Și acum ne uităm. Când vom finisa, vom finisa pe o parte și pe alta, da? Deci vom finisa rândul până la sfârșit și la sfârșit vom încheia rândul, da? Deci continuăm cu aceste două raze și aceste trei, da? Și trebuie să ajungem aici la sfârșitul rândului și încheiem rândul și tăiem firul, da? Deci continuăm și revin după ce finisez rândul, da? Da, și aici continuăm mai departe, da? Exact așa continuăm raza mai departe. 1, 2, din al treilea începem și lucrăm 8 piciorușe duble alungite, da? Uitați așa. Continuăm. Așa, deci am ajuns la sfârșitul rândului, da? Și cum am spus aici la sfârșitul rândului, ne unim aici în arcadă și vom tăia firul, da? Ca să putem să începem de la despărțitura noastră, da? Așa, da, acesta este în spate. Noi am lucrat în partea din, de dinăuntru, da, vă uitați cum ați finisat. Dacă ați lucrat în partea din față, atunci începeți din dinăuntru. Noi cum am lucrat în partea din, de dinăuntru, vom începe pe partea din față, da? Și ne întoarcem. O să mă întorc așa să văd. Da, și aici unde am făcut sporirea, da? Deci, unde am aceste două picioroșe. De aici voi adăuga, din piciorușul acesta voi adăuga firul, da? Așa. Deci adaug firul aici, la acest picioruș și ridic trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3, da? Deci la acest picioruș. Și lucrez mai departe, după model, da? Deci mă duc în al treilea picioruș. Firul acesta nu se ascunde în lucru. Da? Și fac piciorușe duble. Da? Deci lucrăm după model până ajungem la sfârșitul rândului aici. Da? Și aici exact așa vom lucra piciorușul dublu. Deci continuăm tot până ajungem aici. Când ajungem aici, haideți să lucrăm până ajungem aici și vă arăt cum facem mai departe, da? Continuăm. Așa, deci am ajuns aici la sfârșit rândului, da? Unde va fi despărțitura și fac exact așa în piciorușul acesta, da? Fac picioruș dublu alungit, da? Dați așa. Deci am făcut pe o parte și pe alta. Și tot așa vom lucra mai departe. Ridic trei ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul și voi lucra pe partea aceasta. Da? Deci voi lucra dus, tors, partea aceasta până ajung aici și aici mă unesc în picioruș. Da? Și așa vom lucra, deci, lungimea de care avem noi nevoie. Da? După ce vom lucra lungimea de care vom avea nevoie, voi reveni, da? Deci dumneavoastră lucrați cât aveți dumneavoastră nevoie, eu lucrez cât am eu nevoie, da? Deci continuăm și revin după ce finisez lungimea. Așa, deci am finisat lungimea de cât am avut eu nevoie, da? Aici am făcut așa o despărțitură, da? Pe un picior. Uitați așa, da? Și acum cum vom face ultimul rând, da? Așa.
Așa, am sfârșit rândul. Întoarcem lucrul pe partea aceasta. Așa. Fac un ochi de lanț. Stați să-mi reglez camera. Așa. Fac un ochi de lanț. Stop, nu fac nimic. Fac un piciorul scurt aici, în acest ochi, da? Dați așa. Acum mă duc în primul ochi din această rază, da, și fac picioruș scurt. Tot în acest ochi fac picioruș dublu redus. Da? Și în următoarele ochiuri fac piciorușe duble. Da? Uitați așa. Lucrez piciorușe duble până ajung la arca, până ajung în arcă, da? Uite așa. Deci în fiecare ochi lucrez piciorușe scurte. Piciorușe duble, îmi cer scuze. Am ajuns în arcă. În arcă lucrez 3 piciorușe duble. Deci am 1, 2, 3. Da? Fac 3 ochiuri de lanț. Mă întorc aici la bază, da, agăț de aceste două fire și fac piciorușe alunecat, da, fac un pico. Și mai lucrez aici în arcă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Uitați așa, da? Și continui la fiecare picioruș, piciorușe duble, da? În fiecare picioruș. Până ajung aici, în piciorușul acesta. Uite așa. Lucrez piciorușe duble. Așa. În ultimul picioruș aici, da, facem cum am făcut la începutul rândului. Facem un picioruș dublu redus. Și tot în acest ochi, un picioruș scurt. Piciorușul acesta îl cuprindem, da, pe la spate și facem picioruș scurt. Ne ducem iarăși la următoarea rază și exact așa, în primul picioruș lucrăm picioruș scurt și tot în acest ochi, picioruș dublu redus. Da? Deci uitați așa, la noi se primit la sfârșitul arcade, da? Și în următoarele lucrăm piciorușe duble. Da? În fiecare picioruș. Lucrăm piciorușe duble până ajungem în arcă. Și vom repeta. Așa, și avem ultimul picioruș și am ajuns în arcă, da? În arcă, exact așa cum am făcut și la raza aceasta, da? 3 piciorușe duble în arcă. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Agățăm de fire aceste două și facem un pico. Și mai lucrăm 3 piciorușe duble în arcă. 2 și al treilea. Da, și acum continuăm în fiecare picioruș, picioruș, piciorușe duble. Da? Deci continuăm cu piciorușe duble în fiecare ochi. Am ajuns la piciorușul de la sfârșitul acestei raze și facem în acest ochi piciorușul dublu redus, da? Și tot în acest ochi facem piciorușul scurt. Piciorușul acesta dintre raze îl cuprindem pe la spate și facem piciorușul scurt. Da? Și vom repeta exact așa la toate razele, da? Continuăm și revin după ce finisez.
Așa, am finisat această mărcinuță, da, uite așa arată la noi aici, da, și am lucrat aici partea de sus, da, uitați așa. Exact așa vom lucra și aici, la mânica aceasta și partea din față și din spate, de jur împrejur, da, vom face această mărcinuță. Așa, deci cum facem, luăm firul, da, cum să... Torc așa, egal de unde începem, din partea din față sau din partea din spate. Am să fac un ochi. Uite așa. Și iau croșeta. Așa. Și fac piciorușe scurte, da? Deci fac 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Mă duc la următoarea arcă. Exact așa. 1, 2, 3. Da? Duc la următoarea arcade. Fac 1, 2, 3. Da? La următoarea arcade. 1, 2, 3. Da? Deci vom continua așa de jur împrejur până ajungem aici și apoi lucrăm și partea aceasta de la piept și la spate, da? După ce finisez, revin cu rezultatul, da? Lucrăm de jur împrejur, de așa să facem o mărginuță, dacă doriți, dacă nu, atunci lăsați așa că și așa se privește frumos, da? La dorința dumneavoastră. Așa, dragilor, deci am finisat și în partea de sus, da, exact așa cum v-am arătat, și aici, și în părți, da, și am finisat rochița noastră, da, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, să dați un like, să vă abonați la canalul meu și eu voi reveni cu alte tutoriale pentru voi, da, deci... Vă zic cu zi cât mai frumoasă și pa, pa!